ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi
Bună seara, dragi invitați, și bine ați venit la seminarul nostru online intitulat Yoga Sutra, esența aforismelor lui Patanjali. Seminar din cadrul Centrului de Studii Vedice ISKCON București. Astăzi, lectorul nostru Radha Govinda va continua cu studiul aforismelor 40 până la 45 din cel de-al doilea capitol, Sadhanapada, și în acest seminar vom avea ocazia să studiem în profunzime metoda purificării minții și vom afla mai multe despre fericirea dobândită grație practicii spirituale. Seminarul va dura aproximativ o oră, timp în care vă rog să vă mențineți pe mut pe toată perioada și la sfârșit să puneți întrebările în secțiunea de întrebări și răspunsuri. Înainte să începem, aș mai dori să rog oaspeții noștri de pe Zoom să pornească camerele pentru a face experiența puțin mai autentică. Haideți să-l ascultăm pe Radha Govinda. Mulțumesc mult, Cosmine, pentru introducere și vreau să vă spun și eu bună seara tuturor și mulțumesc pentru participare. O să facem share screen la prezentarea PowerPoint pe care o să o folosim în discuția de astăzi. Și dar imediat să găsesc fișierul Word, așa. Bine. Deci, la ultima noastră discuție, noi am auzit despre binecuvântările sau efectul urmării prescripțiilor restrictive Yama, care au fost descrise de Patanjali în sutrele 35-39. Și în aceste sutra Patanjali Muni descrie faptul că ahimsa sau statornicia non-violență încetează dușmânia din preajma ta, deci asta este unul din efectele sau binecuvântările urmării principiului de ahimsa. Satya, neclintirea în adevăr, asigură fructificarea acțiunilor, deci toate intențiile, dorințele, cuvintele sunt materializate datorită puterii, datorită meritelor spirituale care sunt acumulate ca urmare a acestei discipline. Asteia, abținerea din furat, manifestă toate nestematele. Nestemate pot să înseamnă resurse, materiale nestemate de asemenea pot să însemne oameni care au o inteligență foarte profundă și discipoli care sunt dedicați căii dezvoltării spirituale. Deci asta este semnificația cuvântului Ratna sau nestemate. Brahmacharya, neclintirea în abstinență sexuală, generează putere spirituală. Da, o afirmație foarte, foarte profundă. Deci, am auzit data trecută, Vyasa în comentariul său explică, o persoană nu poate să devină un maestru spiritual dacă el este atașat de conceptul corporal al vieții care se manifestă prin atașamentul față de corp sau față de corpul tău și tendința de a exploata corpurile altor entități, să sperăm că umane, pentru doar gratificarea ta personală, deci pentru exploatarea corpurilor altora. Și aparigraha sau non-posesivitatea generează cunoașterea reîncarnărilor anterioare, Janma Kantana. Vyasa explică circumstanțele nașterii prezente a celor precedente, cât și de asemenea circumstanțele chiar și nașterilor viitoare. Deci o afirmație foarte puternică. Deci yoginul știe exact cine a fost într-o naștere anterioară, ce fel de persoană este în prezent, de ce circumstanțele în care se află el în prezent sunt așa cum sunt ele și de asemenea care vor fi circumstanțele următoarei reîncarnări. Mai departe, următoarele sutra descriu binecuvântările sau efectul urmării prescripțiilor Yama. Și o să începem cu sutra 40, în care Patanjali descrie efectul urmării Shaucha. Dar la început vom vorbi despre Shaucha la nivelul corpului, pentru că există Shaucha de asemenea Manasa Shaucha sau Shaucha la nivelul minții. Și în Sutra 40, Patanjali spune Shaucha svanga jugupsa paraira samsagraha. El spune, prin curățenie se dezvoltă dezgustul pentru propriul corp
și încetarea contactului intim cu alții. Vyasa explică în comentariul său, el spune că reflectând la natura propriului corp, yoginul vede că corpul nu este niciodată curat, indiferent de cât de mult este spălat cu apă sau săpun. Știm cu toții, deci dacă o zi sau două sau trei omitem să facem măcar un duș o dată pe zi, știm cu toții în ce hal se află corpul nostru fizic. Prin urmare, Vyasa face aici afirmația că reflectând asupra naturii propriului corp, yoginul înțelege că corpul niciodată nu este indiferent, shuchi, indiferent de cât de mult este spălat cu apă sau cu săpun. Noi, în timpurile moderne, suntem cumva educați într-un mod în care noi transformăm corpul nostru într-un gen de idol, care este venerat, care este adorat. Noi ne place foarte mult. Știți de ce în lifturi există oglinzi? Da? Pentru că dacă n-ar fi existat oglinzi, deci oamenii, nu știu, ar distruge acele lifturi. Dar în momentul în care există oglindă, întotdeauna este foarte plăcut să vezi o persoană frumoasă și inteligentă în fața ta, da? Văzându-ți reflecția. Deci, prin urmare, deci noi suntem foarte, foarte atașați de corpurile noastre fizice, pentru că acest concept stă la bază educației materiale. Dar educația spirituală presupune o înțelegere clară, reală, realistă a lucrurilor. Corpul nostru, de fapt, este o boală a sufletului. Corpul nostru fizic nu reprezintă nici de cum un obiect de mândrie pentru suflet, pentru că, de fapt, este o rușine să ai un trup fizic, un trup material. Da? Acum, nu trebuie să cădem în alte extreme când noi încercăm cumva să ne eliberăm de corpul nostru sau să prin tot felul de austerități sau sprim, deci cumva să ne batem joc de corpul nostru. Nu, corpul nostru este un dar. Un dar dat de la divinitate, de la Ishvara, și noi trebuie să știm cum să-l folosim într-un mod corect în avantajul avansului nostru spiritual. În comentariul său la Yoga Sutra 2.5, dacă vă aduceți aminte, Vyasa descrie puțin mai multe despre acest concept că corpul nostru nu este pur. Și el spune, oamenii înțelepți, cei învățați, consideră acest corp a fi necurat din cauza originii, locației, susținerei, excrețiilor, a nevoii continue de a-l păstra curat și al morții sale. Deci el aduce câteva argumente foarte puternice de ce corpul nostru nu este pur. Și el elaborează la început despre locația corpului. Deci el spune că locația corpului poate părea necurată deoarece în forma embrionică este situată aproape de fluidele și excrețiile mamei. Originea este sperma și sângele. Este susținut din fluide produse din diferite mâncăruri și lichide. Iar excrețiile sale sunt deșeuri eliminate prin diverse părți ale corpului, urină, fecale, transpirație și mucus. Adică toate acele substanțe care iese din toate găurile corpului nostru, dacă noi ne spălăm o zi sau două sau trei, chiar și atunci când ne spălăm. Deci e groaznic ce substanțe emană corpul nostru fizic. Și atunci Vyasa, mai departe în comentariul său, el pune o întrebare retorică foarte haioasă într-un sens. El spune, cum ar putea yoginul să se angajeze în contacte intime cu corpurile altora care ar putea fi și mai murdare? Deci yoginul înțelege, corpul meu este impur, corpul altor entități este impur, mai ales corpul entităților care nu este angajat în sadhana, în practică spirituală. Nu? În mare, cum pot să-ți apare gânduri erotice, da, despre corpurile altor entități vii în acest sens? Și comentatorii spun că prin practica curățenii, shaucha, atracția către sexul opus se evaporă prin contemplarea realității corpului. Da? Și curățarea corpului constă în spălarea transpirației, urinei, fecalelor, mucusului și al altor scursuri și substanțe care nu sunt deloc erotice, ba chiar respingătoare, așa explică comentatorii. Și meditând asupra realității
actului de spălare. Deci ce trebuie să facă yoginul în momentul în care își spală corpul? Da? El trebuie să mediteze, uite câte substanțe urâte este, sunt emanate din trupul acesta, din corpul acesta, care încă o dată, cum zice și Vara Maswamy, corpul fizic este cancerul sufletului. Deci este o boală a sufletului. Și atunci, meditând asupra acestei realități, yoginul încetează să-și vadă corpul ca un obiect de venerare, ca un obiect erotic. Astfel, el este eliberat din presiunile opresive și dezamăgitoare ale iluziei și fanteziilor erotice. Și acum, eu am mai povestit această povestire, dar aș vrea să revin încă o dată la ea. Este o povestire din tradiția spirituală vedică despre un băiat bogat și frumos, care într-o zi a făcut o vizită, a văzut o fată într-un sat care era foarte, foarte frumoasă. Și el, fiind tiner, având toate procesele hormonale care de obicei se întâmplă în corpurile tinerilor, deci funcționează doar hormonii, deci substanța aia cenușie de obicei este înghețată când hormonii funcționează. Și atunci el a vrut foarte mult să aibă o relație, să intre într-o relație cu fata respectivă și a început să vină la ea în fiecare zi. Și atunci, văzând cumva insistența băiatului, fata înțeleaptă a decis să-i dea o lecție. Deci ea era o fată care era educată într-o cultură spirituală, într-o cultură vedică. Chiar unii maestri spirituali spun că fata era născută într-o familie de brahmani, adică într-o familie de căutători spirituali. Și atunci fata i-a spus acestui tiner, i-a spus, te rog să vii la mine după o săptămână și atunci cu siguranță ne vom bucura de viață împreună. Și iată, timp de o săptămână, fata a consumat vomitive și purgative și substanțele respective, care ieșeau din corpul ei, au fost colectate toate în două vase. Și eu, sincer, vreau să vă spun, eu știu ce înseamnă eu știu cum corpul fizic poate să fie stors de substanțe practic timp de o oră sau de două, deci rămâne doar piele și oase. Noi, într-o călătorie cu un prieten de-al meu, în prima mea călătorie în India, când am fost în Jagannath Puri, în India de Sud, am prins o dizenterie foarte, foarte proastă. Pe mine cumva a trecut pe lângă mine, dar prietenul meu, din păcate, s-a îmbolnăvit foarte, foarte grav. Și timp de două ore, deci el stătea doar în veceu, el vărsa din ei, ieșea tot ce era posibil să iasă și până la urmă, deci eu am găsit un medic. Și deja prietenul meu m-a spus, Govinda, du-te și caută un medic, pentru că abia vorbea, deci pentru că dețit, deci pare că aici îmi părăsesc corpul. Și deci dintr-un băiat voinic, deci sănătos, absolut sănătos, deci el practic în două ore s-a transformat în piele și oase. Atunci cu mare greu am găsit un medic care era semi-amețit spre seară deja și atunci medicul respectiv i-a pus o injecție, prietenul meu după o oră și cum indienii fac, e foarte frustrant starea aia de calm care o au ei, pentru că ei, nu știu, naționalitatea asta nu are sistem nervos. Deci Brahma a uitat să insisteze cu un sistem nervos. Pentru că orice s-ar întâmpla la indieni, ei întotdeauna dau din cap și spun, no problem, deci no problem. Și zic, my friend is dying, no problem, no problem. He is dying, no problem, don't worry, everything is alright. Și până la urmă el îi bag o injecție magică, nu știu ce era cu injecția aia, dar era o siringă din aia mare, îi bag o injecție. Eu vă jur, deci noi după o oră, după injecția respectivă, deja ne dam cu bicicleta pe malul Jagannath Puri. Deci nu știu, l-a pus pe picioare imediat, deci nu știu ce era. Dar el spunea, sunt niște bacterii locale care, da, ele sunt foarte dure, dar două ore, noi le ucidem imediat. Deci asta este. Și iată, eu cam întotdeauna când povestesc această povestire despre fata respectivă, deci eu îmi amintesc ce curgea din corpul prietenului meu, deci în camera aia de hotel, deci era super groaznic. Și în sfârșit, deci după o săptămână, băiatul se întoarce înapoi, intră în curte într-un mod foarte solemn și vede o fată care arăta foarte cumva mătăhăloasă, uscată, slăbită, palidă și o întreabă,
Spune-mi, te rog, unde este sora ta frumoasă, sora ta mai mare? Fata se uită la el în ochi și spune, eu sunt fata respectivă. Doar că mi-am separat frumusețea în cele două vase și vreau acum să-ți fac un cadou. Și aici pe poză, pe slide, puteți să vedeți exact momentul în care tinerul respectiv se uită în acele două vase. Și fata îi mai spune într-un mod sarcastic, după aia spune, bucură-te de frumusețea mea cât îți dorește inima acum. Și în acest fel, fata deci, a acționat ca un guru pentru acest tiner, iluminându-l asupra realității corpului nostru fizic. Da? Și iluminându-i, risipindu-i această iluzie identificării cu corpul și al acestei atracție superficiale asupra așa numitei frumuseții corporale. Și în această referință, marele maestru spiritual Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el spunea că dacă ne disecăm corpul, vom găsi în el excremente, urine, intestine, creier, mai puțin creier, dar mușchi, sânge și așa mai departe. Dar doar pentru că acestea, acum ascultați cu atenție, un comentariu foarte frumos le spune, dar doar pentru că aceste excremente, urine, mușchi, intestine și așa mai departe, sunt atât de frumos aranjate. Deci ele sunt aranjate într-un mod simetric, da? Și ele sunt de asemenea acoperite cu un strat frumos de 2 mm de piele moale, albă și așa mai departe, mai ales când pielea este tineră. Da? Corpul devine cel mai mare atașament în lumea materială. Și Bhaktivedanta Swami spune, aceasta este cea mai mare iluzie maya al existenței noastre materiale. Și el explică mai departe în acea lecție, el spune că fetele îi atrag pe băieți prin frumusețea lor, prin, mai știu, gesturile lor, cuvintele lor frumoase. Băieții îi atrag pe fete, în special prin motocicletele sale sau prin mașinile sale frumoase. Și Bhagavatam afirmă Tayor mito hridaya grantim ahun. Așa apare relația sexuală care strânge nodul karmic din inimile fetei și băiatului. Și când acest nod al atracției materiale devine și mai strâns prin relația sexuală, datorită conceptului corporal de viață, băiatul atunci și fata își doresc să aibă o casă, care în sanscrită se numește griha. Deci este un atribut al corpului nostru. Fiecare corp trebuie să aibă o casă, da? Griha. După aia vrei să ai ceva teren, kshetra, deci iarăși resursele noastre cresc, adică, cum se spun, legătura noastră karmică cu lumea materială crește și mai mult. Deci la început apare, de la sex apare griha, apare o casă, după aia apare kshetra, apare ceva teren, apoi suta, suta înseamnă apar copiii, după aia trebuie să muncești din greu ca să menții soția, copiii, terenul, casa și așa mai departe, să plătești facturile. Și atunci apare vita, deci vita înseamnă un job, responsabilități. După aia, când ai un job, deci ai resurse, deja neapărat pe scenă apar rudele, care în sanscrită sună ca apta. Și așa sufletul este complet cufundat în samsara. Știți care este sloganul în la ceremoniile de nunți vedice în India? Deci un slogan foarte haios. Deci, dacă, cum se strigă aici la nunți în România? Pentru că în Rusia știu cum se strigă. Deci ei strigă Gorica, în fine, dar cum? Care este sloganul ăla? Sau nu există un slogan în România? Nu există? Deci nu se strigă că amar sau ceva de gen, deci trebuie să vă pupați în timpul nunții, deci nu, da? E mai satvică, sunt mai satvice nunțile aici, ok. Dar în India se strigă samsara sukha, ceea ce înseamnă fiți fericiți. Și un lucru foarte interesant, samsara înseamnă samsara, ciclul de naștere și de moarte, da? Dar sukha înseamnă fericire, fiți fericiți în samsara, da? Deci fiți fericiți în existența materială. Deci Maya e foarte, foarte haioasă în acest sens, introducând chiar și acest gen de cumva, perle în cultura vedică. Și aici mă amintesc despre acea narațiune pe care tot Bhaktivedanta Swami o povestea despre yoginul care
Și-a luat un jurământ, el a spus maestru spiritual că eu plec din ashram pentru că vreau să studiez Bhagavad Gita. Și guru l-a întrebat care e problema să stai în ashram să studiezi Bhagavad Gita, pentru că ashramul este menit pentru studiul Bhagavad Gita. Nu, nu, în ashram sunt deranjat, tot timpul cineva mă supără, cineva tot timpul deci se agață de mine, cineva tot timpul are ceva cu mine. Acasă eu o să studiez Bhagavad Gita, acasă o să avansez spiritual singur. În singurătate, nimeni nu o să mă deranjeze și așa mai departe. Și băiatul a plecat acasă, a început să studieze Bhagavad Gita și la un moment dat el a văzut cum, într-o dimineață, Bhagavad Gita lui a fost roasă de un șoarece. S-a gândit atunci, bine, trebuie să am o pisică. Neapărat trebuie să găsesc o pisică. El a găsit o pisică care trebuia să prindă șoarecele, dar după aia și-a dat seama, pisica trebuie să fie cumva hrănită. Și pe vremuri nu exista acel dog food sau cat food și atunci s-a gândit, am nevoie de o vacă, da, ca să-i dau lapte pisicii. Când a făcut rost de o vacă, el și-a dat seama că stai puțin, eu nu reușesc singur să am grijă și de Bhagavad Gita, și de pisică, și de vacă, și de șoricel, deci eu am nevoie de o soție. Atunci el, yoginul, găsește o soție. Când apare soție, inevitabil apar copii. Ca să-i hrănească pe copii, pe soție, pe vacă, pe pisică, pe șoricel, trebuie pământ. Atunci el a găsit un loc de pământ. Atunci, pentru a prelucra pământul, el avea nevoie deja de un tractor sau mai știu eu, de niște tauri, niște boi. Sau avea nevoie de fân pentru a-și hrăni boi sau de motorină pentru a alimenta tractorul. Până la urmă, el și-a găsit un job și după o perioadă, la un moment dat, el și-a dat seama, ups, eu am căzut din nou în fântâna existenței materiale. Toată practica mea de yoga a fost dată peste cap doar datorită atracției mele față de conceptul corporal al vieții, față de un așa numit confort și mai întotdeauna se bagă ca un nac, dar iese ca un bloc. Deci asta este istoria yoginului datorită faptului că el era doar nici măcar de corp, deci, cum se spune, degradarea lui n-a început nici măcar pentru că el era atașat de corp într-un mod grosier, el era atașat de corp într-un mod subtil, pentru că el vrea ca corpul să se află într-o atmosferă liniștită. Deci comentatorii explică, atunci când medităm asupra actului curățeniei corpului grosier, asupra realității corpului și a frumuseții lui temporare și de suprafață, și corpul nostru, vă spun, este foarte, e foarte amuzant ce cadouri ne dă corpul nostru. Deci eu nu o să spun despre femei, femeile știu, deci când apar primele riduri sau primele păruri gri și așa mai departe, e o traumă pentru fiecare femeie, dar pentru bărbați, deci îți apare, cum am glumit la programul de duminică cu Bogdan, deci crește sucritiul nostru, deci cresc meritele noastre spirituale care se depun pe burtă de obicei, deci noi avansăm înainte, de obicei, bărbații, după 40-45 de ani, deci crește burta. Păi apare capul chel, după aia încep să-ți crească păr din nas, din urechi, din părțile din care niciodată nu te-ai așteptat. Wow, de unde apar aceste lucruri? De unde? Și tot fel de surprize, deci care îți aduce corpul după 40 de ani, care... what's it about? Și de aceea, Patanjali este foarte treaz la acest capitol referitor la corp. El n-are nicio iluzie referitor la corp și îl taie în carne. El spune care trebuie să fie atitudinea trează al yoginului față de corp și care trebuie să fie meditația yoginului atunci când el are grijă de corp sau își spală corpul. Și atât când corpul este văzut ca un sac de substanțe respingătoare, atunci apare, cum versetul spune, jugupsa. Jugupsa înseamnă, yoginul dezvoltă un anumit dezgust, dar vreau să spun, este un dezgust sănătos. Deci nu este un dezgust extrem, este un dezgust moderat, în sens că da, deși e o boală, trebuie să am grijă de acest corp, este un dar al divinității, cu ajutorul acestui corp eu voi atinge perfecțiunea în practica mea spirituală și atunci tadadrashta svarupyavastana. Atunci eu mă eliberez de acest corp și mi-ating svarupa, mi-ating corpul meu spiritual, al sufletului meu.
În acest mod, yoginul folosește actul spălării pentru a medita asupra realității corpului fizic, spune Vyasa în comentariu, și văzând realitatea corporală în acest fel, yoginul încetează să vadă alte corpuri ca obiecte erotice și astfel încetează a mai visa despre plăceri sexuale sau exploatarea corpurilor altora. Deci, un efect foarte interesant care este generat de Shaucha. Și mai departe, comentatorii spun că realizând efectele corpului, yoginul dezvoltă de asemenea un dezgust, deci jugupsa, și aceasta, deci două lucruri, de fapt sunt trei. Deci el percepe realitatea corpului, care este un sac cu substanțe abominabile. El își pierde visurile despre sau iluziile despre plăcerile sexuale și exploatarea altor corpuri. Și de asemenea această realizare că corpul este ceva așuce, impur și temporar și aduce tot felul de dureri sau corpul ne doare sau mintea ne doare, tot timpul ceva ne doare. Și atunci această realizare devine baza dorinței yoginului de a se elibera de corpul său. Deci de a elibera purușa, sufletul de atașamentul lui față de corp. Deci asta este binecuvântarea pe care noi o primim datorită jurământului Shaucha la nivelul corpului nostru grosier. Mai departe, în Sutra 41, Patanjali descrie efectul urmării Shaucha la nivelul minții, deci Manasa Shaucha. Și el spune în această sutra, el zice, când mintea devine purificată, voioșia, concentrarea, controlul simțurilor apar pentru a percepe sinele. Și Vyasa redă o secvență cronologică a calităților care sunt listate aici de Patanjali. Deci, prima treaptă este prin curățenia corpului, shuddhi, mintea este purificată, adică devine satvică. Doar prin îmbăierea zilnică noi primim o doză foarte mare de sattva guna, de modul bunătății. Pentru că vedele spun, n-ai cum să citești Gayatri mantra, n-ai cum să încantezi alte mantra, să-ți faci japa, să faci pranayama, să faci orice alt tip de meditație, de puja, de venerarea zeităților, deci orice activitate spirituală, ea este nici palame, este lipsită de roade dacă tu faci această activitate cu un corp care nu este pur, care nu este spălat. Deci e prima datorie al yoginului, indiferent de câte grade sunt afară, de dimineață, el face duș. Deci se spune uneori că este îmbăierea sacră, deci este un ritual sacru care it's a must. Deci un lucru care este absolut necesar de făcut în fiecare dimineață. Nu seara, cum fac tinerii de obicei, cu un anumit scop, dar dimineața dușul trebuie să fie făcut. Și mai departe el spune, deci mintea este purificată, ea devine satvică datorită dușului și prin purificarea minții atunci apare saumanasya, deci voioșia. Da? Voioșia. Această saumanasya înseamnă bună dispoziție, de aici saumanasya de asemenea înseamnă optimism sau expresie vie și radioasă a fizionomiei. Tot în saumanasya înseamnă hotărâre sau un anumit entuziasm, deci calitățile care sunt absolut necesare pentru a practica de sadhana. Și datorită acestei saumanasya, deci voieșii, răsare concentrare, ekagria. Da? Ekagria înseamnă, ekagrata, Patanjali descrie, Vyasa de fapt descrie în capitolul 1, deci ekagra înseamnă o minte concentrată, da? O minte care este deja stăpânită. Mintea stăpânită duce la controlul simțurilor, indriya jaya. Cuvântul jaya înseamnă victoria asupra simțurilor. Și când mintea este pură și concentrată, simțurile sunt automat controlate și atunci apare samadhi. Deci aceasta este secvența pe care o descrie, cronologică, pe care o descrie Vyasa în comentariul său. Și la sfârșitul comentariului, la acest capitol, adică la acest verset, el descrie controlul simțurilor face ca rajasul și tamasul, adică modul ignoranței și modul pasiunii, să fie subjugate și datorită faptului că influența modului ignoranței și modului pasiunii sunt subjugate, apare sattva, apare
modul bunătății. Bhagavad Gita, capitolul 14, descrie: modurile naturii materiale întotdeauna luptă în conștiința noastră. Uneori predomină modul ignoranței, alteori predomină modul pasiunii, alteori predomină modul bunătății, mai rar, bineînțeles, pentru că acum trăim într-o atmosferă care este complet contaminată de modul ignoranței. Înainte era la modă să fii un gentleman, să fii o persoană în modul bunătății. Acum la modă este să fii, nici nu vreau să folosesc cuvinte urâte, deci ce e la modă acum să fii? Bădăran. Ok, bădăran. Deci acum, din păcate, Kali Yuga este dominată doar de tamas și puțin rajas. Dar modurile în ele, deci între ele, ele luptă întotdeauna, există o luptă între aceste trei energii. Și prin controlul simțurilor, yoginul își stăpânește, el depășește influența modului pasiunii, modului ignoranței și el sporește sattva în minte. Deci el generează foarte multă energie sattvică, energie în modul bunătății. Și când sattvamyat brahma darshyati, când mintea este sattvikaizată, sattvikaizată, mă înțelegeți? Deci când mintea este dominată de modul bunătății, sattvamyat brahma darshyati, atunci yoginul percepe brahma, el percepe spiritul. Și toate aceste lucruri sunt atinse prin curățenia minții. Și noi când am vorbit despre Shaucha, puteți să vă uitați la notițele pe care le-ați făcut sau la înregistrările video care sunt pe pagina noastră de Facebook. Noi am vorbit cum se atinge Shaucha la nivelul mental. Deci se atinge prin mantra, meditație, prin svadhyaya, prin studiul scripturilor sacre și cel mai important prin satsanga, prin asocierea cu persoanele sat, cu persoanele în modul bunătății. Haideți să vedem care sunt efectele sau binecuvântările descrise mai departe în Sutra 42, da, ca o consecință a lui Santosha. Patanjali spune: din împlinire Santosha apare obținerea unei fericiri sukha neasemuite. Vyasa se limitează aici în comentariul său doar la citirea unui verset din Mahabharata, care spune, voi le aveți aici pe slide: oricât de mare ar fi plăcerile senzuale ale acestei lumi și oricât de mare ar fi fericirile paradisului Swarga, ele nu reprezintă nici măcar o fracțiune din fericirea care apare prin încetarea dorințelor. Pentru că lipsa împlinirii sau lipsa păcii interioare este generată de ce? De lăcomie. Lăcomie este opusul lui Santosha. Și din cauza lăcomiei, o persoană niciodată nu este calmă în interiorul său. Dar în momentul în care yoginul stăpânește simțurile, stăpânește mintea, el începe să acceseze cele mai subtile feluri de sukha, de fericire interioară. Și Vigyana Bhikshu, un alt comentator, el ne amintește faimoasa descrierea a scării fericirii. Acum o întrebare față de voi. Cine ține minte descrierea scării fericirii din Taittiriya Upanishad, pe care am parcurs-o noi de mai multe ori și la cursul de Bhagavad Gita, și dacă nu mă înșel, chiar și poate am atins-o și aici, am discutat-o și aici în cadrul acestui curs de Yoga Sutra. Deci acele trepte al fericirii care începe cu prima treaptă, fericirea pe nivelul pământului și treptat ne urcăm prin toate sistemele planetare și atingem Brahma Sukha, fericirea realizării impersonale, după care vine fericirea premii. Cine și aduce minte, măcar vag, aceste descrieri? Ok, deci Cosmin și aduce minte. Vreți să o parcurgem încă o dată, să trecem încă o dată peste ele? Bun, ca să vedem ce simte în final un yogin, deci care este fericirea unui yogin. Ca să înțelegem, într-un sens, să înțelegem ce ne așteaptă. Deci să înțelegem că toate austeritățile noastre pe care noi le facem, care vor fi darurile în final, deci care este scopul acestor austerități, pentru că deseori noi suntem speriați. Deci carne nu pot să mănânc, țigări nu mai pot, bere nu mai pot, mici nu mai pot, sex nu mi-este interzis, tot, mi-ați luat tot din viața mea. Da, deci totul, mi-mi lipsește totul acum, măcar
măcar după moarte o să mă bucur cu ceva sau nu. Și atunci Taittiriya Upanishad spune, da, stai liniștit, dacă o să fii băiat de treabă, atunci o să atingi sukha, cele mai subtile feluri de fericire spirituală. Și această descriere, deci ea este conținută în Taittiriya Upanishad, în capitolul 2, începând cu versetul 8. Upanishada descrie că prima treaptă a fericirii este fericirea, de exemplu, al unui prinț nobil care este născut într-o familie foarte bogată pe planeta Pământ. Și să luăm ca exemplu, un șeih din Emiratele Saudite, care este foarte fericit, ei de obicei sunt foarte educați, foarte bogați. Am auzit că fiecare cetățean din Saudite obține 2 milioane de dolari de la naștere, doar datorită faptului că s-a născut în Saudite. Și în comparație cu oamenii din alte țări, deci acest prinț, vă dați seama, el simte un anumit grad de fericire pe care probabil mulți dintre noi niciodată nu o să accesăm acest gen de fericire materială. Și mai departe, Taittiriya Upanishad spune, deci dacă fericirea unui prinț pe pământ va fi înmulțită de 100 de ori, atunci noi vom înțelege care este fericirea gandharvașilor din planetele care se află deasupra planetelor pământene. Gandharva înseamnă cântăreți celești, care umplă cu armonii sonore paradisurile astrale din planetele superioare. Ei locuiesc în alte dimensiuni mai subtile, superioare față de dimensiunea noastră. Și vedele descriu că ei reprezintă sau ei sunt sursa inspirației poeților, pictorilor și muzicienilor în special. Bhaktivedanta Swami Prabhupada spunea despre, dacă nu mă înșel, el a spus lui Lennon că Lennon a fost un gandharva în viața sa trecută. Deci anume un acest gen de persoană din planetele superioare. Din păcate, Lennon s-a reîncarnat într-un loc care nu era super favorabil pentru el. În fine, civilizația acestor Gandharva, deci este mult mai elevată decât civilizația noastră și ei experimentează o fericire de 100 de ori mai mare decât șeihul tiner de pe pământ. Acum, dacă fericirea acestor Gandharva va fi înmulțită tot cu 100 de ori, atunci noi vom înțelege care este fericirea Kinnarașilor din planetele care sunt chiar și mai superioare decât planetele Gandharvașilor. Și vom înțelege care este fericirea Kinnarașilor și de asemenea al apsarelor, adică dansatoarelor angelice celeste. Ele dansează sub muzica care este cântată de acești cântăreți celești, Gandharva, în palatele zeilor. Cuvântul Kinnara înseamnă îngeri din dimensiunea subtilă, eterică și astrală. Deci ei reprezintă un gen de centauri care sunt descriși în mitologie grecească. Jumătate animale, jumătate ființe umane, jumătate cai, jumătate păsări, jumătate ființe umane, sau Kimpurusha, Kinnara. Însă și cuvântul sanscrit Kimpurusha sau Kinnara. Kim înseamnă o întrebare. Kinnara, el este o ființă umană? Sau Kimpurusha, deci Kimpurusha, el este un animal, este o ființă umană sau este un animal? Deci sunt ceva la mijloc între ființe umane și între animale. O rasă umanoidă foarte, foarte elevată, printre care de asemenea se află și Hanuman. Acum, dacă fericirea acestor Kinnara și al apsarelor va fi mulțită încă de 100 de ori, atunci noi vom înțelege care este fericirea devașilor, dar este vorba despre zei inferior din dimensiunile astrale, deasupra planetelor Kinnarașilor. Și aici avem o rasă care tehnic se numește Vidyadhara, deci îngerii deținătorii de înțelepciune. Vidya înseamnă înțelepciune spirituală, Vidyadhara. Dara înseamnă cel care conține, cel care are acces la toate cunoștințele sacre, ezoterice din cadrul Universului. Și se spune că acești Vidyadhara, ei sunt sursa inspirației pentru înțelepți, pentru poeți, pentru oameni de știință.
Și vă dați seama că flora și fauna, deci ea este de 100 de ori mai variată decât dimensiunile anterioare. Deci de sute și sute deja de ori decât mai variată decât Terra, decât Pământul pe care trăim noi, în care avem doar câteva specii și acelea, din păcate, sunt sufocate de plastic și de aerul poluat și de alte activități pe care le înfăptuim noi în cadrul acestei civilizații consumeriste. Acum, dacă fericirea devașilor și avidea darașilor va fi mulțită încă de 100 de ori, atunci vom înțelege care este fericirea karma devaților, adică zeilor mediocri al paradisului din Svarga Loka. Și există, vedele descriu, 33 de milioane de karma devata, care sunt locuitorii planetelor Svarga Loka, superioare. Și cel mai important dintre Karma Devata este considerat a fi zeul Kuvera, care reprezintă trezorierul zeilor și căpetenia, de asemenea, iakșașilor unei rase umanoide, care e foarte complicată prin felul ei de a fi, dar nu o să intrăm acum în subiect. Dacă fericirea Karma Devașilor va fi înmulțită încă de 100 de ori, vom înțelege care este fericirea devașilor sau zeilor care ocupă poziții superioare în panteonul Universului, cum ar fi, de exemplu, Surya sau Chandra, sau, de exemplu, Chandra este zeul lunii, Surya este zeul soarelui, Varuna este zeul apelor, zeul oceanelor. Kartikeya, Varuna, alți semizei de acest gen, deci ei sunt înzestrați cu o puteri mistice de la naștere. Ei nu trebuie să practice yoga pentru a le dobândi. Și ei sunt descriși ca Amara. Amara înseamnă, practic, ei sunt nemuritori, pentru că ei se bucură de o viață foarte, extrem de lungă în comparație cu acei maxim 70, 80, 90, dacă suntem norocoși, 100 de ani pe care trăiesc ființele umane doar pe în câteva locuri de pe Terra, cum ar fi, de exemplu, insula Okinawa din Japonia, că deci, savanții își bat capul și nu înțeleg de ce oamenii, practic 90% din bătrâni din Okinawa, deci ei trăiesc peste 100 de ani. Deci ce face ca ei să trăiască peste 100 de ani? Dar foarte rar pe Pământ când avem că cineva ajunge la 100 de ani, 70, 80, 90 maxim. Și în comparație cu viețile noastre, deci acest gen de semizei, ei sunt amara, ei sunt nemuritori. Și atât dacă, și vă dați seama, flora și fauna în planetele respective, ele nu se compară cu, aici la noi e deșert, e pustiu în comparație cu diversitatea florii și faunii care există în aceste sisteme planetare. Și acum, dacă fericirea devașilor va fi înmulțită de 100 de ori, noi vom înțelege care este fericirea zeului Indra, da? Care este cunoscut ca regele tuturor zeilor. El este administratorul, este managerul tuturor zeilor din panteonul Universului. El este cunoscut ca zeul ploii, suveran al zeilor, cel mai puternic și atlet, zeu frumos, admirat. Și cea mai mare fericire pe care o simte Indra este fericirea pe care el o simte exact în momentul în care el stă pe tronul său. Deci el e foarte atașat de tronul său. Pentru că e ceva super spectaculos. Deci, în primul rând, palatul lui Indra este ceva super spectaculos. Indra este venerat simultan de sute și de mii de Gandharva, Apsara, entități angelice, de înțelepți, de yoghini care încantează mantre vedice. Dar problema este că exact în momentul în care Indra se așează pe tronul său, karma, punya karma, din contul lui karmic, este ștearsă, este redusă. Deci câte minute Indra stă pe tronul său, atâtea reacții pioase din contul lui karmic sunt șterse, sunt eliminate. Da? Sunt eliminate. Și atunci, din păcate, karma lui Indra este epuizată foarte, foarte rapid și deseori Indra este nevoit să cadă de pe tronul său, să primească diferite reacții karmice și așa mai departe. Deci, nici măcar Indra nu este complet fericită în lumea materială. Dar, totuși, în comparație cu plăcerile care există pe Pământ, nici nu putem nici măcar să ne imaginăm. Deci,
care este standardul sau nivelul bucuriilor senzuale pe care le simte Indra și asociații lui. Dacă fericirea lui Indra va fi înmulțită încă de 100 de ori, noi vom înțelege care este fericirea lui Brihaspati, care este maestru spiritual al semizeilor. Și aici vedem poza din faimoasa narațiune cum Indra îl ofensează pe Brihaspati. Iată, în haine albe, acesta este Brihaspati, maestru spiritual al semizeilor, și Indra stă pe tron. Și vedem aici ce se întâmplă în jurul lui. Muzicieni, Gandharva, îngeri. Și într-o zi lui Indra s-a făcut lihaimite să se scoale în picioare și să-l salute pe maestru său spiritual. Din cauza acestei ofense, guror avaghia, el și-a ignorat guru. El imediat a fost lipsit de putere. Și prin urmare a trebuit să sufere foarte mult. Brihaspati simte o fericire mult mai subtilă, pentru că fericirea lui Indra este relativ grosieră. Pe când fericirea lui Brihaspati deja este interiorizată, el are acces la Brahma Buddha, el are acces la fericirea spirituală deja. Și în fine, un guru trebuie să fie fericit. Fericit nu înseamnă că el are un zâmbet din el artificial prostesc. Fericit înseamnă că este fericit cu activitățile lui spirituale zilnice pe care le face, dedicând totul, toată viața sa lui Dumnezeu și angajându-i pe alții în serviciul lui Dumnezeu. Și atât, dacă fericirea lui Brihaspati va fi mulțită încă de 100 de ori, noi vom înțelege care este fericirea zeului Brahma, care este zeul creator secundar al universului nostru fizic. Corpul lui Brahma este compus din intelect pur, inteligență pură. Și aici deja lucrurile devin și mai subtile, mai sofisticate, mai apropiate deja de nivelul spiritual de transcendență. Brahma, practic, este un suflet realizat. Brahma este Adiguru. El este gurul primordial al universului. Brahma este personificarea cunoașterii vedice într-un sens. Și dacă fericirea, Brahma meditează constant. Deci el sprijinul vieții lui Brahma este fericirea generată de meditație, fericirea generată de contemplarea relației sale cu divinitatea. Și dacă fericirea lui Brahma va fi înmulțită de mii și de mii de ori, noi vom înțelege care este fericirea Brahmasukha, fericirea lăuntrică, care este generată din realizarea sinelor, din realizarea absolutului. Sau fericirea eliberării în absolut. Brahma Buddha Prasanatmana Shocetina Kankshati. O asemenea persoană deja nu mai este deranjată de dualitatea existenței materiale. Brahma Buddha, el se află la un nivel spiritual. Și acum comentatorii spun, dacă fericirea născută din realizarea sinelui spiritual va fi înmulțită, atenție, de milioane de ori, noi vom înțelege care este fericirea Prema Ananda sau fericirea eternă născută din comuniunea cu Ishvara, cu Divinitatea Supremă, cu Persoana Supremă Divină. Și Bhaktirasamrita Sindhu afirmă, chiar dacă Brahmananda, fericirea lăuntrică, experimentată de un impersonalist, deci care a atins realizarea aspectului impersonal al Divinității, este înmulțită cu 10 milioane de ori, ea nu va fi egală nici măcar unei picături în oceanul plăcerii derivate din prema Ananda, din fericirea eternă care este născută din comuniunea de iubire cu Ishvara, cu Divinitatea Supremă. Și la baza accesării acestui gen de fericire finală care apare din comuniunea sufletului cu Divinitatea Supremă, la baza stă Santosha. Deci împlinirea, santosha, care apare ca rezultat al faptului că noi începem să căutăm fericirea în interiorul nostru și nu în obiecte materiale. Da? Pentru că opusul lui santosha este raga. Raga înseamnă atașamentul față de obiectele, față de lucrurile, de plăcerile senzoriale materiale al corpului nostru fizic. Bun. Mai departe, în Sutra 43, Patanjali descrie efectul urmării tapas, ceea ce înseamnă austeritate. Și el spune, el face o afirmație interesantă, el zice, prin austeritate, deoarece îndepărtează impuritățile, perfecțiunea corpului și a simțurilor se manifestă. Deci tapas purifică
mintea. Tapas purifică inteligența. Tapas purifică simțurile noastre și noi obținem, sau yoginii obțin, puteri supranaturale, extrasenzoriale. De asta explică în comentariul său, spune, când austeritatea este practicată, stratul impur de mizerie, ashuddhi, adică mizeria care este generată de ignoranță și de modul pasiunii raja și tamas, este distrus, iar atunci când asta se întâmplă, sidurile sau puterile mistice apar, precum sunt acele 8 puteri mistice care vor fi descrise în capitolul următor, cum ar fi, de exemplu, anima sidi, ceea ce înseamnă a deveni minuscul, mai minuscul decât un atom, sau lagima sidi, a deveni mai ușor decât o pană, sau mahima sidi, a deveni mai greu decât cel mai greu lucru, obiect, sau ishitva sidi, abilitatea de a crea o planetă întreagă sau abilitatea de a distruge o planetă. Da? Deci toate aceste puteri mistice, ele apar. În narațiunea despre Naropa și Nglarepa, deci sunt descrise cum acești yoghini, mari yoghini ai Tibetului, au obținut aceste puteri, dar până la urmă și ei au realizat că dacă, de exemplu, mici și beri reprezintă o plăcere sau sexul reprezintă o plăcere absolut grosieră în cadrul existenței materiale, atunci plăcerea de a manipula de a manipula energia materială într-un mod subtil la nivelul acestor siduri, ele reprezintă un obstacol și mai mare pentru avansul spiritual. Prin urmare, yoginile abandonează aceste puteri, cum, dacă nu mă înșel, cred că era vorba despre Vishvanatha Chakravarti Thakur, un mare bhakti yogi din tradiția Gaudiya Vaishnava, din Bengalul, din vest. Un discipol odată a venit cu niște ochi foarte mari la Vishvanatha Chakravarti Thakur și a spus, Guru Maharaj, hai să vezi repede ceva. Vishvanatha gătea ceva la plită și întreabă, ce vrei? Deci, haide să vedeți ceva, un yogin zboară în jurul satului, deci e ceva extraordinar. Și totul bătea la cap pe Vishvanatha Chakravarti Thakur și la un moment Vishvanatha Chakravarti Thakur n-a mai rezistat deja și a luat un fir de paie, l-a incantat, l-a aruncat jos, firul ăla de paie s-a transformat într-un lemn mare. Vishvanatha Chakravarti a sărit peste acest lemn, a făcut 3 ture în jurul satului, s-a oprit înapoi, a sărit de pe lemn, a incantat mantra, firul de paie a dispărut și el a continuat mai departe să gătească și a spus, aceste puteri mistice n-au niciun rost, ele doar sunt un obstacol pentru practica noastră de bhakti, practica noastră de relație de iubire, de comuniune cu Divinitatea Supremă. Și atunci toți discipulii lui Vishvanatha, deci ei au realizat că, ups, deci a practica bhakti, deci nu înseamnă că un bhakti yogi este mai jos decât siddha yogi, decât yoginii care ating puterile mistice paranormale. Se spune chiar, dacă nu mă înșel, în Chaitanya Charitamrita, că bhukti muti mukti siddhi kami. Mai încearcă să adimenească un bhakti yogi prin tot felul de bhukti, de plăceri materiale foarte fine, care sunt accesibile în planetele superioare, sau prin mukti. Ok, nu vrei plăceri subtile, materiale în planetele superioare, dar poate vrei totuși mukti, deci poate vrei eliberarea din ciclul de naștere și de moarte, sau poate vrei siddhi totuși. Și bhakti yogi, yoginul, devotatul spune, nu am nevoie de aceste lucruri, eu doar vreau sharanagati, eu doar vreau adăpostul, abandonarea față de Divinitatea Supremă. Și atunci o viață întreagă, bhukti, mukti și siddhi, personificarea acestor 3 lucruri, bat la ușa devotatului. Că dacă te răzgândești, noi suntem aici. Deci, dacă te răzgândești, noi suntem aici. Deci doar să ne spui și noi ne manifestăm. Dar aceasta este o influență al energiei iluzorie. În Sutra 44, Patanjali descrie efectul urmării Svadhyaya sau studiului textelor sacre. Și el spune, Svadhyayat ishta devata samprayogaha. Prin studierea cărților spirituale se atinge comuniunea cu zeitatea aleasă, Ishta Devata. Dacă vă amintiți, Svadhyaya include în sine 3 lucruri. Svadhyaya include în sine studiul scripturilor sacre,
Și cine ține minte ce fel de scripturi sacre anume, despre ce fel de scripturi este vorba? Pentru că e un detaliu foarte important aici. Da, Gabriela, te rog. Care vorbesc de eliberarea din ciclul de viață și de moarte. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Corect, absolut corect. Deci nu este vorba despre ciclul cărților. Este un concept absolut greșit. Nu. Este vorba despre scripturile care vorbesc anume despre eliberarea din ciclul de naștere și de moarte. Vorbesc despre transcendență, cu alte cuvinte. Păi, al doilea element care este inclus în Svadhyaya înseamnă self-study sau studiul sinelui. Și, într-un sens, aceste două se suprapun, deoarece scripturile sacre vorbesc despre sine, despre suflet. Și al treilea element al lui Svadhyaya este recitarea mantrelor, care, de asemenea, rezultă în realizarea sinelui. Și, în comentariul său, Vyasa explică, el spune că prin studiul scripturilor, înțelepți rișii, ființe celeste, semizeii și, în final, Ishvara însuși, devin vizibili și asistă în munca yoginului. O afirmație foarte tare. Deci, doar datorită scripturilor, studiul scripturilor, dar moksha shastra, scripturilor care vorbesc despre transcendență, eliberare din materie. Când cineva accesează aceste niveluri subtile de informații care sunt incluse în scripturile vedice. Dacă vă aduceți aminte, tot noi am mai discutat de mai multe ori, fiecare scriptură sacră are două planuri. Primul plan se numește Stula Darshi, deci este ceea ce se află la suprafață. Deci, o narațiune istorică, povestirea despre Dhruva, mai știu eu, povestirea despre Ajamila, care o poate să fie perceput doar din punct de vedere istoric superficial. Dar Shukshma Darshi înseamnă cunoaștere ezoterică care este inclusă în aceste narațiuni la un nivel mult mai profund. Și Shukshma Darshi poate fi accesată doar de persoanele care sunt inițiate de un guru. Deci persoanele care nu sunt inițiate în tradiție, ele vor rămâne la o înțelegere superficială, Stula Darshi. Și Vyasa explică, când cineva accesează aceste Shukshma Darshi, aceste sensuri subtile care sunt, sau idei subtile care sunt descrise în scripturile vedice, atunci lui se revelează diferiți înțelepți, ființe celeste, semizei și în final însuși Ishvara. Ei devin vizibili și îl asistă pe yogin în munca lui. Și Vyasa spune, oricare zeitate dorește yoginul să vadă, aceasta se va manifesta în meditația lui. Și acum avem un verset foarte frumos din Bhagavad Purana, și Mad Bhagavatam este unul din versetele mele preferate, în care Vyasadeva spune Tvam Bhakti Yoga Paribhavita Hrit Saroja Aseshu Tekshita Patuna Anunatha Pumsam Yadhyadhyaya Chaurugaya Vibhavayanti Tatadvapuh Pranayase Sad Anugrahaya. O, Domnul meu, devotații tăi te pot vedea cu urechile lor prin intermediul ascultării. Shute kshitapatha. Deci, calea ascultării. Shute, shuta ikshita. Deci, un cuvânt foarte interesant, nu pot să mă abțin. Deci, o să vă bat cap cu sanscrita. Shuta înseamnă ascultare. Ikshita înseamnă a vedea cu ochii. Yoginul trebuie să fie învățat. Eu țin minte prima dată când am fost în India, un coleg de-al meu, un prieten de-al meu foarte bun, Gopinath, mi-a spus Govinda, nu încerca să vezi India cu ochii, pentru că o să fii foarte dezamăgit. Și eu știu foarte mulți băieți și fete care au călătorit în India, yogini, chiar și yogini faimoși din România care au călătorit în India, se întorc înapoi și scriu tot felul de porcării, cât de urâtă, cât de murdară, cât de rău mirositoare este acea India slăvită de toți. Pa, ce murdărie am văzut acolo. De ce? Pentru că ei au perceput India cu ochii. Ei n-au perceput India cu shrutekshita, cu urechile. Pentru că dacă vrei să accesezi lucrurile transcendentale, care, energiile transcendentale care pot fi accesate în locurile sacre din India, tu poți să le accesezi doar prin urechile tale, ascultând de la maestri spirituali realizați care au acces la aceste lucruri. Deci, vă rog, niciodată să nu călătoriți în India într-o vârstă foarte fragilă spirituală, un an, doi, trei.
Și la Prabhupada spunea că pentru începători în Vrindavana ai trebuie să stea maxim 3 zile. După 3 zile cărați-vă de acolo cât mai repede, pentru că o să începeți să percepeți Vrindavana, locul apariției lui Krishna, doar ca un sătuc obișnuit indian. Și o să faceți, o să comiteți ofențe față de transcendență. Deci locurile sacre trebuie să fie percepute prin ghidarea, prin ghidarea persoanelor care au acces la acele energii transcendentale sau acele dimensiuni transcendentale care există în acele locuri. Și în fine, deci versetul spune: Domnul meu, devotații tăi te pot vedea cu urechile lor prin intermediul ascultării, shrutekshita, prin studiul scripturilor. Și când în acest mod inimile lor sunt purificate, tu devii stabilit în ele. Și acum cel mai important element. Yadya diya chaurugaya vibhavayanti. Tu ești atât de milos către devotații tăi, încât te manifesti în conștiința lor exact în acea formă eternă la care yadya diya ei meditează constant, da? În timpul meditației sale. O să vorbim puțin mai târziu despre semnificația acestui verset, puțin într-un alt context. Vyasa indică, el spune, Svadhyaya de asemenea include recitarea mantrei Om și al altor mantre care conțin nume sacre, nume divine. În explicația sa, Edwin Bryant scrie, putem de asemenea nota aici că de obicei în hinduism, alături de genericul Om, meditația asupra lui Ishvara este efectuată prin recitarea numelui unui anumit Ishtadevata. Ishtadevata înseamnă o anumită zeitate, sub formă de japa. Cum am notat, mantrele sunt cel mai uzual întâlnite în practicile meditative hinduse, sunt mantre de gen Om Namo Narayanaya, care este cea mai comună, probabil, mantra în tradiția lui Vishnu, adepților lui Vishnu. Sau Om Namah Shivaya, care este echivalentul Shivai, deci același lucru, foarte, una din cele mai populare mantra în tradiția Shaiva. Sau Om Namo Bhagavate Vasudevaya, o mantră clasică a lui Krishna. Și Edwin Bryant scrie un lucru foarte interesant, el spune, și acum, frecventa mantră popularizată de Ace Bhaktivedanta Swami, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deci acestea sunt exemple de mantre care conțin nume sacre, nume spirituale pentru a medita, pentru a accesa Ishvara, pentru a simți prezența lui Ishvara. Și acum fiecare mantră vedică, mantra autentică, acum vorbim despre mantre autentice, conține patru aspecte. Primul aspect al unei mantre autentice este Rishi. Cu alte cuvinte, cine este înțeleptul realizat prin care a fost manifestată mantra respectivă? Cine știe dintre voi Hare Krishna mantra prin cine a fost manifestată? Care este înțeleptul prin care a fost manifestată Hare Krishna mantra? Am mai vorbit despre Brahma? Brahma, mulțumesc mult, Marian. Deci, în Kali Santarana Upanishad se descrie cum Brahma a revelat această mantra fiului său Narada Muni. Narada a fost foarte curios cum oamenii în Kali Yuga, care sunt foarte, foarte disperați, foarte rătăciți, foarte plini de anxietate, cum ei vor avea accesul la spiritualitate. Și atunci Brahma spune, Itishadashakam namnam kalikalmashanashanam, natak parataram devi, sarvevedeye nadrishtaye. Deci în toate scripturile vedice nu găsim o mantră mai eficientă pentru Kali Yuga. O mantră decât mantra Hare Krishna, care conține în sine 16 nume. Prin urmare, pe internet putem să găsim tot felul de mantre care nu știm de unde au apărut, cine le-a inventat. Vasilica Petrica, acum e un hobby de a inventa tot felul de mantre. Eu țin minte, era un lucru foarte amuzant, încă când eram la liceu de arte, profesorul nostru de desen. El era foarte pasionat de tot felul de mantre și el ne povestea în timpul orilor. El ne povestea, uitați-vă, am mai găsit încă o mantră. Și era o mantră care suna foarte haios, deci eu și acum o țin minte,
Dizizizizizazazal, din ce faci ce? Care super mind-blowing. Deci, și eu țin minte că atunci desenam și mă gândeam, this is stupid. Deci, aia e stupid. Deci, am credință în lucrurile pe care le spune, dar mantrele astea, this is stupid. Deci, e ceva stupid. În fine. El era foarte supărat când eu am devenit vegetarian. Și el a devenit super supărat când eu mi-am încheiat cariera mea de pictor, pentru că el a venit la mine acasă de mai multe ori și mi-a spus: eu îți garantez o carieră de pictor faimos în Republica Moldova, dacă rămâi cu mine ca discipol, eu îți dau atelierul meu, nu mai rămâi cu mine. Am spus, îmi cer iertare, domnul profesor, dar Krishna e mult mai atrăgător decât ateliere și culoarea vopselelor și alte lucruri. În fine, deci cine este Rishi? Cine este înțeleptul realizat prin care mantra respectivă a fost manifestată? De exemplu, se spune că faimoasa Gayatra mantra, deci Gayatri, ea a fost manifestată de înțeleptul Vishvamitra. Hare Krishna mantra prin Brahma și așa mai departe. Păi avem, al doilea aspect este Chanda. Chanda înseamnă intonație specifică de incantare a mantrei. Om Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yonah Prachodayad. Deci, nu pot să le intonez noi. Și la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, când auzea cum discipulii său intonau aceste mantre, el își punea mâinile în cap. Deci își spunea, voi niciodată nu o să fiți capabili să le intonați, pentru că oamenii din vest sunt numiți în civilizația vedică, ei sunt numiți mlechha. Mlechha înseamnă cei care nu știu să pronunțe sanscrita. Dar noi avem norocul că Hare Krishna mantra este universală și ea nu depinde de chanda, ea nu depinde de intonație specifică, de incantare, pentru că există tot felul de intonații precise, cum ar fi Ushnik, Anushtup, Brihati, Trishub, Jagati și așa mai departe. Hare Krishna mantra este universală în acest sens. Ea poate să fie incantată în stil rap, în stil rock, în stil manele, ce vrei, whatever works. Doar incantați aceste nume pentru că ele au efect în Kali Yuga. Ele nu sunt condiționate de nimic altceva. Al treilea aspect se numește Vini Yoga. Deci Vini Yoga înseamnă scopul final al incantării sau dorința care tu vrei ca ea să fie împlinită de Ishta Devata, de zeitatea acestei mantre. Deci care este scopul incantării? Pentru că sunt mantre care sunt folosite în ceremoniile Agnihotra, ceremoniile focului sacru. Sunt mantre care sunt folosite în diferite ceremonii de căsătorie, de exemplu, sau în ceremonia de inițiere. Sau care este scopul final al incantării, mukti, eliberarea, sau bhakti, obținerea devoțiunii față de Divinitatea Supremă. Deci trebuie să ai o înțelegere foarte clară. Și al patrulea aspect al unei mantre se numește Ishta Devata, despre care vorbește Patanjali aici. Svadhyaya Ishta Devata Samprayogaha, el spune. Și iată, Ishta Devata înseamnă zeitate venerată prin mantra respectivă. Deci, cu cine exact vrei să atingi comuniunea? Pe cine vrei să-l vezi prin intermediul acestei mantre? Și comentatorii explică în comentariile sale, ei spun că prin recitarea variatelor scripturi ale lumii, yoginul aspirant devine la un moment dat interesat sau atras de către o persoană spirituală particulară, fie Krishna, fie Vishnu, fie Devi, fie Buddha, fie Isus sau oricare altă formă a divinității. Atunci el devine inspirat să practice japa mantrei asociate cu această formă a divinității. Deci prin svadhyaya el dezvoltă o anumită afinitate, atracție spre o anumită formă specială a divinității și atunci pentru a atinge comuniunea cu forma respectivă, el încantează mantra respectivă în funcție de care este scopul final care el vrea să-l atingă. Deci aceea ideea care este foarte populară în prezent în cercurile de yoga, că la un kirtan incantăm și mantrele lui Ganesh, și mantra lui Shiva, și mantra lui Buddha, și cântece creștine cântăm acolo, ca să fie acolo, nu strică nimic, hai să, to be sure, to be safe.
lucrurile nu funcționează așa, pentru că tu trebuie să ai o înțelegere foarte, foarte clară unde te duci, unde comuniunea cu cine vrei să atingi. Și în final am ajuns la Sutra 45, în care Patanjali descrie efectul urmării Ishvara Pranidhana sau al abandonului față de Divinitatea Supremă. Și el spune, este faimosa sutra, Samadhi Siddhi Ishvara Pranidhana. De la predarea în fața Domnului vine perfecțiunea Samadhi. Deci datorită prederii față de Dumnezeu, yoginul atinge perfecțiunea în practica lui de Samadhi. Și Vyasa în comentariul său scrie, el spune, perfecțiunea lui Samadhi este dobândită de cel care își dăruiește întreaga existență lui Dumnezeu. Când am vorbit despre ce înseamnă Ishvara Pranidhana, noi am atins toate aceste aspecte, ce înseamnă Sharanagati, ce înseamnă predarea față de divinitate, predarea cu corpul, cu mintea, cu sufletul, ce înseamnă predarea totală și așa mai departe. Și Vyasa explică, el spune, din toate binecuvântările menționate în sutrele precedente, ce rezultă din respectarea Yama și Niyama, doar de la Ishvara Pranidhana este obținut Samadhi, celul real și absolut al yogei. Deci dacă ați observat, restul practicilor nu oferă Samadhi, doar Ishvara Pranidhana, doar abandonul în Dumnezeu oferă Samadhi, care este scopul practicii yoga. Și el explică că celelalte binecuvântări sunt toate limitate de lumea materială, cum ar fi, de exemplu, nu știu, obținerea puterilor mistice sau cunoașterea nașterilor trecute sau obținerea nestematelor. Ele toate sunt binecuvântări temporare. Și doar binecuvântarea ce rezultă din respectarea lui Ishvara Pranidhana, ea este absolută, ea este finală, ea este cea mai valoroasă din toate efectele, din toate binecuvântările care sunt obținute ca rezultat al urmării prescripțiilor și restricțiilor Yama și Niyama. Și comentatorii spun că acest fapt doar prin sine însuși este foarte semnificativ, pentru că prin această sutra Patanjali îl recomandă pe Ishvara ca fiind cel mai bun obiect de meditație. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul 1 din Yoga Sutra, Patanjali, el cumva face un compromis spunând că Yatha Abhimata Dhyanadva, el spune că, ok, sau fixarea minții este atinsă prin meditația oricărui obiect voi doriți. Deci el spune, puteți să meditați asupra unei lumânări, puteți să meditați asupra unei mantre, puteți să meditați asupra mantrei om, puteți să meditați asupra unui punct care este desenat pe perete. Whatever works, spune Patanjali. Deci, dacă acest lucru vă ajută să vă concentrați mintea, do it. Deci, faceți acest lucru. Dar comentatorii spun că Patanjali, el este foarte liberal în acest sens, pentru că el înțelege că mulți oameni nu sunt capabili să mediteze asupra lui Dumnezeu, asupra lui Ishvara. Cum comentatorii chiar spun, comentatorii moderni, deci îi spun că sunt mulți yoghini, din păcate, un mare procentaj de yoghini în zilele prezente, ei sunt alergici la Dumnezeu. Ei nu suportă pe Dumnezeu. Ei vor singuri să devină Dumnezeu. Și prin mare, înțelegând că există acest gen de persoane, Patanjali, deci el face un compromis. Să spun, oh, bine, Yatha Abhimata Dhyanadva, deci whatever works, meditați asupra ce vreți, doar ca mintea să fie stăpânită. Dar, încă o dată, el face această afirmație în Sutra 1.39 doar cu ideea că el vrea să-i ajute pe cei care sunt incapabili să mediteze asupra lui Dumnezeu. Și comentatorii spun că acesta este avantajul meditației asupra lui Ishvara, că meditația asupra lui Ishvara, în primul rând, da, servește ca o unealtă pentru minte, pentru a concentra mintea, dar cel mai important, interesant cum yoginii care încep să mediteze asupra lui Ishvara, ei folosesc la început, abordarea lor este foarte mecanică. Ok, poți să meditezi asupra unui punct, poți să meditezi asupra unei lumânări, poți să meditezi asupra unei stele, poți să meditezi asupra unui nume, asupra gurului, mai știu eu ce, și poți să meditezi asupra lui Ishvara de asemenea.
Și abordarea este mecanică. A, bine, meditez asupra lui Ishvara. E mai interesant decât să meditez asupra unui punct. La început este mecanică, dar treptat, yoginul intră într-o relație cu Ishvara, cu Divinitatea Supremă, pentru că fiind o persoană divină, care are emoții, care relaționează cu iubirea devotatului său, Ishvara intervine și acordă samadhi practicantului ca un act de grație, kripa. Și Bhoja Raja, unul dintre comentatori, el spune că succesul în samadhi este obținut deoarece Ishvara, fiind mulțumit, îndepărtează toate obstacolele, kleșa, și manifestă samadhi devotatului său. Iar ceilalți comentatori de asemenea vorbesc despre grație în această conexiune, deci cât de important este acest aspect al grației care vine de la divinitate și îl ajută foarte mult pe yogin. Pe când ceilalți yogini care sunt lipsiți de această conexiune, de această pranidana, comuniune cu divinitate, they're on their own, deci ei se bazează doar pe puterile sale proprii. Și Vyasa încheie acest comentariu, el spune că noțiunea primirii unei viziuni a sinelui ca un act de grație este una antică și avem versete în Katha Upanishad, voi le vedeți pe slide, doar câteva exemple. De exemplu, faimosul verset din Katha Upanishad care spune că prin grația Creatorului cineva poate percepe gloria Atmanului, adică gloria sufletului. Și Vyasa spune, samadhi este perfecționat cu certitudine doar de yoginul care a dedicat totul lui Dumnezeu. Printr-o asemenea dedicare, yoginul știe tot ce vrea el sau vrea ea. Vigyate sarvam idam vigyatam bhavati. Realizându-l pe el, pe Ishvara, cu adevărat, totul devine cunoscut. Și iarăși, este foarte greu să evităm faptul că Patanjali promovează în Yoga Sutra un sistem teist. El face acest lucru într-un mod foarte, cumva, discret, într-un mod non-dogmatic, dar iarăși, Yoga Sutra este o scriptură teistă. Și, cu siguranță, comentatorii în frunte cu Vyasa, primul comentator al Yoga Sutrei, ei mențin, ei susțin această manieră teistă de a prezenta lucrurile și de a îi ghida pe yogini spre perfecțiunea adevărată, perfecțiunea de samadhi. Samadhi, ceea ce înseamnă comuniunea inteligenței mele cu inteligenței Divinității Supreme. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă aveți ceva întrebări despre lucrurile pe care le-am discutat astăzi, Ioana mi-a schimbat slide-ul iarăși și eu nu m-am uitat peste el. Te-ai grăbit puțin, pentru că o să spun care este tricul. Deci eu am vrut la început să vă spun mulțumesc și după să vă arăt acest slide la sfârșit. Maestrul meu spiritual întotdeauna se ceartă cu editorii. Deci, pentru că ei au obiceiul de a schimba ceva lucruri. Bine, deci slide-ul în sine vă arată că vă așteaptă povestire dacă nu aveți întrebări. Da, dacă aveți întrebări, răspund la întrebări în început. Povestire. Povestire. Ok, deci avem o tăcere contemplativă care înseamnă că ați realizat toate adevărurile de astăzi, prin urmare nu mai are niciun rost să punem întrebări, să discutăm mai departe, de-aia vă mulțumesc mult că ați realizat aceste adevăruri. Și acum, ca o cireașă pe tort, ca să întărim realizările de astăzi, care nu v-au generat nicio întrebare, aveam o povestire foarte interesantă despre Vyasa Tirtha. Dacă revenim acum la acest verset despre care am vorbit, Tvam Bhakti Yoga Paribhavita Hrit Saroja Shutekshita Nata Nanunata Pumsam Yadhyadhyā ca urugāya vibhavayanti. Deci, versetul spune că tu ești atât de milos față de devotații tăi, este o adresare către Ishvara, Divinitatea Supremă, încât tu te manifestezi în conștiința devotatului, exact în acea formă eternă la care el sau ea meditează constant. Adică, Ishta Devata a venerat prin intermediul mantrei
răspunde conform intensității meditației noastre. Iată, ca să înțelegeți, ca să vă dați seama, țin mai profund despre ce este vorba, o să facem un mic test. Pe cine să-l tachinez dintre voi astăzi? Haideți, pe cine o să-l tachinez? Pe Bogdan. O să începem pe Bogdan. Deci, Bogdan, pornește, te rog, microfonul. Bogdan, întrebarea este următoarea. Asupra cui tu meditezi atunci când incantezi japa de Hare Krishna mantra zi? Deci eu am întrebat spune Prabhupada că este cel mai complet exemplu care l-am. Te auzim foarte prost, să știi. Cred că microfonul nu e selectat corect prin Zoom. Input-ul. Se aude departe. E mai bine acum? Perfect. Da. Bun. Răspunsesem și la Prabhupada pentru că este cel mai concret exemplu care l-am legat de practica corectă și un devotat autentic. Deci asta este meditația ta atunci când tu incantezi Hare Krishna mantra. Asta și dorința de a obține calitățile necesare pentru serviciul devoțional. Acestea două ar fi. Dorința de a obține Ishvara Pranidhana, abandon total față de divinitate. Foarte bine, mulțumesc mult. La ce meditezi tu când incantezi Hare Krishna mantra? Nu cred că s-a auzit cine, scuze, puteți repeta? Nina. Eu mă gândesc direct la Krishna când incantez. Deci, Nina, tu te gândești direct la Krishna. Acum, spune-mi, te rog, la care dintre Krishna tu te gândești în timpul incantării mantrei? Personalitatea supremă, adică am imaginea și mă gândesc dincolo de imagine, deasupra Vishnu, cumva. Stă cumva deasupra noastră, așa mă văd eu, cel puțin. Foarte bine, dar eu ce vreau să spun prin această întrebare, deci noi avem Krishna în Vaikuntha, deci forma Domnului Vishnu cu patru brațe, care tot este cunoscut da. Ca Domnului Vișnu cu patru brațe. Deci tu asupra lui Vișnu cu patru brațe. Aia e meditația ta. Bun. Noi avem Krishna în Dvaraka. Deci este Krishna cu petrecerile lui în Dvaraka. În cartea Krishna Book voi să citiți despre acele petreceri. Eu tot încerc să vă încurajez cât mai mult să studiați această carte Krishna Book, care este foarte importantă. Atunci, Krishna în Mathura. Îl avem pe Krishna în Vrindavan. Asupra care din acești minim patru Krishna meditați voi? Tejasri arată la Krishna cu flaut, da? Da, Tejasri, deci sigur? Da, la Govinda. La Govinda, da? Bine. Carmen, tu asupra la care din acești Krishna meditezi când încantezi mantra? Nu meditez la unul dintre ei specific în fiecare zi, adică numai la unul. Cel din Vrindavan, în perioada copilăriei, este cel care cel mai mult mă atrage, dar de multe ori eu meditez la, cum ne-ați învățat, la rugăciunea în sine. Sunt suflet spiritual, te rog, angajează-mă în serviciul tău devoțional și să rămână pe fundal și să ascult acum așa mea. Dacă să ascult mantra mai mult decât să meditez. Dacă vine meditația, sunt foarte fericită, da. Bine, dar cui te adresezi? Deci eu înțeleg, pentru că mantra are o traducere, noi am învățat-o. Te rog să mă angajez în serviciul devoțional O Radha, O Krishna. Deci, da. Deci cui ne adresăm exact? Avem asta de ce vă tăchinez ca să înțelegem? Avem noi o înțelegere vagă despre cui ne adresăm, despre cine este Ishta Devata al mantrei noastre? Sau avem o înțelegere clară? Cine este Ishta Devata? Cine este exact zeitatea mantrei asupra căreia noi medităm? Pentru că fără Ishta Devata, fără înțelegerea clară cine este Ishta Devata, mantra noastră ea poate să
ne ducă în Brahman, poate să ne ducă în Vaikuntha, poate să ne ducă în planetele cerești, dar nu neapărat că ne duce în Goloka Vrindavana. Baluț, ai pus vreodată întrebarea, deci cine este exact acel Krishna asupra căruia meditezi când incantezi mantra? Nu. Nu. Răspuns succint, nu. Vreau să zic, dacă am ocazia să răspund aceeași întrebare ca și colegii mei, mintea mea atât de agitată și zbuciumată, mă gândesc la, cum să zic, la toți superiorii mei, mă gândesc și la Prabhupada, mă gândesc și la devotați în general, mă gândesc și la Krishna, mă gândesc și la Radha, oricine, numai să-i să facă milă de mine, să mă purifice puțin. Vă citesc foarte, foarte umilă. Mulțumesc mult, Balu, pentru acest exemplu. Bine, eu nu o să mă mai tăchinez mai departe. Eu vreau doar acest lucru să-l subliniez. Este un lucru foarte extrem de important. Noi trebuie să fim foarte clari la capitolul cui ne adresăm, asupra cui noi medităm în timpul incantării mantrei. Pentru că dacă înțelegerea noastră este vagă, ea este lipsită de sambandha, este lipsită de legătură. Și atunci mantra noastră, recitarea mantrei noastre, ea dă efect, ea ne calmează mintea, poate, nu știu, se întâmplă alte efecte benefice. Dar nu o să existe sampra-yoga, cum se spune în acest... Încă o dată vreau să vă întorc aici la slide-ul precedent, pentru că e foarte importantă. Deci, svadhyaya ishta devata sampra-yoga. Acesta este slide-ul în care Patanjali spune. Prin studierea cărților spirituale se atinge comuniunea cu zeitatea ishta devata aleasă. Dar svadhyaya înseamnă, pe lângă studierea cărților, svadhyaya înseamnă japa, meditație. Deci prin japa se atinge comuniunea cu zeitatea ishta devata aleasă. Și atunci trebuie să știi cine este acel ishta devata, cine exact este acel ishta devata la care vrei să ajungi prin recitarea mantrei respective. Bine, acum să venim la narațiunea care explică mai bine această idee. Vyasatirtha era un mare maestru spiritual. El a trăit în anii 1400 și ceva, nu mai țin minte exact, 1450, deci ceva de gen. El era un maestru spiritual în tradiția lui, faimosului Madhavacharya. Noi, tehnic, aparținem la Brahma Madhava Sampradaya, la succesiunea disciplică a lui Madhava. Noi suntem Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Și într-o zi, de Vyasatirtha s-a apropiat un cioban care era mai simplu și a cerut inițiere de la Vyasatirtha. Vyasatirtha lui s-a făcut milă față de acest cioban și el a spus, bine, cu siguranță o să te inițiezi, dar probabil încă nu ai calificarea necesară ca să te inițiezi în niște mantre mai sacre, prin urmare o să-ți ofer o mantră puțin mai simplă, dar care o să te ajute cu siguranță. Văd că ești un om bun și prin urmare, deci eu văd cumva sinceritatea ta și o să-ți ofer o mantră mai simplă. În momentul în care acest cioban s-a adresat maestrului spiritual lui Vyasatirtha, alți discipoli al lui Vyasatirtha, care erau foarte avansați, i-au început să-l ia în râs. A venit ciobanul ăsta, a venit Shudra acesta care e nenorocit. El nu este născut într-o familie de brahmani, deci nu are niciun succes. Și când Vyasa a spus că, bine, eu o să te inițiez, ei cumva s-au omorât. Dar de ce gurul nostru oferă inițiere unui cioban? Și până la urmă, Vyasatirtha i-a oferit inițiere ciobanului într-o mantra care conținea un nume al taurului lui Yamaraja pe nume Mahesh. Da? Și ciobanul a început să incanteze zilnic, Mahesh, 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 Mahesh. Deci zilnic era foarte dedicat incantării mantrei. Și când discipolii lui Vyasatirtha au auzit în ce mantra a fost inițiat acest cioban, i-a început să râdă și a spus, aha, gurul nostru este minunat pentru că l-a păcălit pe acest prostonac și în loc de a-i da, de a oferi o mantră sacră, cu nume divine al Divinității Supreme a lui Dumnezeu,
el l-a făcut să repete numele unui taur. Așa să fie, pentru că ciobanii trebuie să mediteze asupra animalelor sau ceva de gen. Și au spus niște cuvinte foarte urâte. Și după acceptarea mantrei de la Vyasa Tirtha, acest cioban era atât de sincer în încantarea sa, încât el a început să o repete cu mare entuziasm, credință și stabilitate. Dacă vă aduceți aminte, una din condițiile pe care le pune Patanjali în capitolul 1 din Yoga Sutra, el spune Satu Dirgakala Narantarya Satkara Sevito Dridha Bhumi. Cosmine, mai ții minte traducerea acestei mantre, acestei sutre? Satu Dirgakala Narantarya Satkara Dridha Bhumi. Trei condiții pentru avansul spiritual, trei condiții pentru eficiența practicii. Satu Dirgakala. Practica trebuie să fie îndelungată. Dirgakala. Nairantare, fără întrerupere. Și cel mai important, a treia condiție, satkara. Satkara înseamnă cu o atitudine respectuoasă, cu o dornicie profundă. Pentru că dacă nu există această dornicie, nu există această dorință de comuniune cu Divinitatea Supremă, mantra e nișpala, mantra e doar o vibrație sonoră superficială, deci namakshara, cum spune Bhaktivinoda Thakur, deci e doar o reprezentare alfabetică și nici de cum nu este în sine, nu conține vibrația numelui sacru în sine. Prin urmare, deci acest cioban a început să incanteze foarte sincer, satkara, deci cu o dornicie intensă și deja după câteva zile el a atins ceea ce tehnic se numește mantra siddhi, perfecțiunea recitării mantrei. Dacă noi nu o să știm cui ne adresăm exact în timpul recitării mantrei, noi niciodată nu o să atingem mantra siddhi. Deci noi trebuie să știm cine este Krishna, cine este persoana supremă, divină, ce este sufletul, care este relația sufletului cu Divinitatea Supremă, care este exact procesul de sadhana, care sunt prescripțiile pe care trebuie să le urmăm. Toate lucrurile pe care noi le studiem la lecția noastră de satsanga și de yoga sutra, ele sunt menite anume ca să ne ajute ca noi să fim conștienți în timpul recitării mantrei și să atingem în final mantra siddhi, perfecțiunea încantării mantrei. Adică când zeitatea mantrei invocată apare direct în fața noastră. Și într-o dimineață, ucenicii lui Vyasa Tirtha s-au trezit și au văzut că lumina soarelui nu mai pătrunde în geamurile ashramului, pentru că o umbră uriașă bloca lumina soarelui. Și când ei au ieșit afară, au văzut un taur gigantic care avea mărimea unei clădiri uriașe. Și lângă taur, el a văzut pe ciobanul care stătea cu ochii închiși și repeta Mahesh, Mahesh, Mahesh. O Mahesh, îți aduc ție plecăciunele mele respectoase. Mahesh Namaha. Namaha înseamnă eu îmi resping egoul, eu mă abandonez ție, mă dedic ție. Discipolii atunci înspăimântați repede l-au chemat pe Vyasa Tirtha și când Vyasa Tirtha a văzut această scenă, el a fost foarte mulțumit, a zâmbit și a spus acesta este discipolul meu cel mai calificat. Voi de câți ani când incantați mantrele voastre? De mulți ani. Eu nu mi-amintesc că vreunul dintre voi să atingă mantra siddhi, ca zeitatea mantrei Ishta Devata să apară în fața măcar al unui dintre voi. Dar din păcate, chiar și după acest incident, când ciobanul a văzut pe Mahesh, pe acest taur mistic al lui Yamaraja, din păcate nici atunci discipolii lui Vyasa Tirtha n-au luat în serios pe acest cioban și nici măcar cuvintele maestrului său spiritual. Ei au rămas foarte invidioși pe ei. Și într-o zi a avut loc o mare sărbătoare, probabil era ceva de gen Janmashtami, ziua sacra apariției a lui Krishna, în care Murti, zeitatea lui Krishna, a fost îmbăiată cu diferite amrita, substanțe auspicioase, cum sunt ghiul, untul topit, laptele, iaurtul, siropul din zahăr, siropul din miere, tot felul de sucuri auspicioase, tot felul de sucuri făcute din condimente. O să vină odată o zi și noi o să avem, de asemenea, o să avem ocazia să facem această ceremonie, care este absolut satvică, care după ea simțiți o purificare foarte profundă al corpului subtil, al sufletului în general. Și, deci,
Primul care a fost să îmbăiască zeitățile a fost însuși Vyasatirtha. Și când Vyasatirtha a turnat prima, de obicei se îmbăiesc zeitățile, se îmbăiesc dintr-o scoică. Scoica este considerată a fi pură, șuci, în comparație cu alte tipuri de oase, care niciodată să nu vă atinge de oase pentru că ele sunt impure. Și vă rog să nu purtați amulete, tot fel de prostii care sunt făcute din oase, pentru că este absolut inauspicios. Eu am văzut și cranii la cineva acasă, în fine, deci cranii decorative, dar în fine. Când Vyasatirtha a luat acea scoică și a vărsat laptele peste zeitatea lui Krishna, zeitatea lui Krishna a dispărut instantaneu de pe altar. Și discipolii de Vyasatirtha au spus: Guruji, vezi, asta este o dovadă că noi avem dreptate. Noi avem dreptate. Noi știm care este cauza acestei ofense. Krishna a dispărut din toiul acestei ceremonii auspicioase de Abhisheka din cauza faptului că acel cioban, Shudra, este impur, așuci, el este murdar, pentru că anume el are grijă de vacile noastre din grajdul ashramului nostru. El mulge vacile și fiind impur, el a contaminat laptele. Prin urmare, când tu ai folosit acest lapte pentru a îmbăia zeitatea, Krishna s-a supărat și a dispărut. Vyasatirtha s-a uitat la ei și a spus calm: poate aveți dreptate, dar haideți la început să vedem cine cu adevărat este acest cioban. Și atunci el a spus: haideți cu mine la grajd. Și când ei s-au apropiat de grajd, atunci ucenicii împreună cu Vyasatirtha, ei au văzut cum ciobanul spăla vacile, el avea grijă de vaci și el era într-o stare absolut extatică, samadhi siddhir ishvara pranidana. Deci el se afla în acea stare de siddhi, de perfecțiune, de stare de samadhi. El spăla vacile lui Krishna, el incanta numele divine al lui Krishna. Și fiind absorbit complet în serviciul său vacilor care sunt foarte namo brahmane devaya go brahmane hitaya cha, vacile sunt niște ființe foarte dragi divinității supreme. Acel cioban absorbit în serviciul său lui Krishna, servindu-i vacile lui Krishna, el nici măcar nu observa cum Krishna, în forma sa de zeitate, el stătea lângă acel cioban și îi ținea găleata cu apă pe care ciobanul o folosea ca să spele vacile respective. Și când toți au văzut această scenă, Krishna, bineînțeles că iarăși a dispărut instantaneu, pentru că el este chanchala, el nu rămâne acolo unde oamenii au motive materiale. Dar Vyasatirtha a spus: voi acum ați avut ocazia să-l vedeți pe Krishna, care îl servește pe devotatul său. Și eu încă o dată vă repet, acesta este ucenicul meu cel mai drag, pentru că mantra primită de la el în timpul inițierii a dat roade. Samadhi Ishvara Pranidana, Samadhi Siddhi Ishvara Pranidana. Mantra lui a dat mantra Siddhi, a dat roade. Pe când mantrele voastre, din păcate, n-au dat nicio roade, pentru că voi sunteți cărcotași și voi sunteți invidioși. Cu această stare de spirit, voi n-aveți cum să atingeți mantra Siddhi. Deci o povestire foarte interesantă despre ce înseamnă mantra Siddhi și un mic reminder nouă în ce stare de spirit trebuie să încantăm mantrele ca ele să aducă roade, ca ele să aducă samprayoga. Da? Cum se spune samprayoga? Dacă mai care versetul, că acum am uitat... Svadhyaya ishta devata samprayoga, prin svadhyaya, prin studiu sau prin japa mantra, prin meditația asupra numelor sacre, este atinsă samprayoga, comuniunea cu divinitatea supremă. Mulțumesc mult încă o dată pentru atenție. Este deja 8:39, e târziu. Dacă aveți treabă, puteți să vă deconectați, nicio problemă. Nu o să primiți niciun blestem, stați liniștit, o să primiți doar binecuvântări.
dar cei care au chef și vor să mai rămână să mai discute ceva, eu sunt disponibil. Dacă aveți vreo întrebare, putem să mai discutăm ceva. Da, Nina, te rog. Există vreun motiv pentru care ne îndreptăm spre anumită zeitate, de exemplu o formă a lui Krishna? Mie mi-a plăcut tare mult povestea lui Dhruva Maharaj, de acolo am rămas cu... Există, pentru că noi de obicei suntem atrași de forma divinității conform formei Swarupei, deci conform formei sufletului nostru. Și e un subiect ezoteric, poate e un subiect cumva puțin prematur pentru noi, dar în două cuvinte o să-ți explic. Deci, atracția pe care noi aveam acum preliminară tehnică, ea se numește Abbas. Ea încă nu este o atracție profundă, adevărată. Dar totuși e ceva. Deci ea totuși este o reflecție, o mică reflecție al tânjirii sufletului după comuniunea cu Divinitatea Supremă într-o anumită formă. Pentru că, să spunem așa, devotații Domnului Narayana, ei în mod automat vor fi atrași de formele Domnului Narayana. Devotații care au în sufletul lor, deci au swarupa de asociații Domnului Rama, ei în mod automat, ei vor tânji, ei vor fi atrași anume de forma Domnului Rama. Devotații lui Radha și Krishna, în mod automat, ei vor fi atrași anume față de forma lui Radha și Krishna. Devotații Domnului Chaitanya vor fi atrași de forma Domnului Chaitanya. Și Bhaktivinoda Thakur descrie un lucru foarte ezoteric, el spune, dacă se întâmplă uneori că devotatul sau devotata va fi atras simultan de două forme al divinității, de exemplu, de forma lui Krishna și de forma Domnului Chaitanya, atunci în lumea spirituală, acest devotat va fi prezent simultan în două forme, în două swarupa și va participa în două tipuri de petreceri, în petrecerile lui Krishna în Goloka Vrindavana și în petrecerile Domnului Chaitanya în Shvetadvipa sau în Mayapur. Un lucru foarte ezoteric. Deci, pe moment, deci noi acum simțim o abasă, o anumită atracție preliminară, deci față de o anumită formă. Poate este exact forma de care sufletul nostru în mod etern este atrasă, poate încă nu, poate este doar un abasă, este o distorsiune. Dar orice atracție față de Ishvara este binevenită pe moment. Și chiar dacă se întâmplă că acum eu am foarte mulți prieteni care, fiind cumva mai bărbătoși, mai așa, mai macho, ei își făceau tatuaje cu Domnul Nrisimha pe spate. Sper că Ionuț nu mă aude acum și nu-i dau o idee. Ioana nu-i povesti lui Ionuț, nici într-un caz, pentru că cu siguranță o să vrea să facă acest lucru. Deci ei își făceau tatuaje cu Domnul Narasimhadev pe spatele său. Pentru că I am a devotee of Narasimhadev. Deci eu sunt un devotat al lui Narasimhadev. Deci eu fac karate, eu fac arte marțiale. Prin urmare, eu sunt devotatul lui Narasimhadev. Sau eu sunt devotatul Domnului Rama sau ceva de gen. Care este ok? Deci este ok la început. Și poate da, poate nu. Dar dacă practicantul respectiv, având o asemenea atracție preliminară, el continuă mai departe să-l venereze pe Narasimha sau pe Rama și face acest lucru într-un mod sincer. Dar după un timp, el află că, de fapt, sufletul lui este nu un devotat al lui Rama sau la Narasimha, dar este un devotat al lui Krishna sau al lui Radha Krishna. Atunci, prin grația lui Narasimha sau prin grația Domnului Rama, devotatul respectiv va fi redirecționat mai departe în relația sa cu, anume cu forma care este destinată pentru sufletul lui. Deci fiecare dintre noi, fiecare suflet dintre noi, noi suntem meniți anume pentru o anumită relație cu Ishvara. Cineva cu Rama, cineva cu Krishna, cineva cu Domnul Chaitanya. Și în timpul inițierii, maestru spiritual, prin mantra, el pornește acest mecanism de, să spunem așa, de dezvăluire al swarupei, al formei noastre eterne. Și prin practica de sadhana, noi treptat ajungem la realizarea și la înțelegerea care este forma, care este Ishtadevata al meu, al inimii mele, care eu trebuie să-l venerez ca să ating comuniunea cu Ishtadevata, cu forma inimii mele. E, încă o dată, Nina, e o discuție mai ezoterică puțin, dar în două, trei cuvinte. E un proces mult mai complicat decât cum am povestit eu. Încă o întrebare de aici reiese, de exemplu,
Este ok, noi în ISKCON noi primim aceeași mantra, Hare Krishna mantra, și în timpul celei de-a doua inițiere noi primim cele șapte mantre secrete în frunte cu Gayatri mantra. Și atunci se întreabă, oare fiecare dintre noi, noi suntem devotații lui Radha și Krishna, pentru că zeitatea, Ishta Devata al mantrei Hare Krishna este Radha și Krishna. Nu este Krishna în Dvaraka sau Krishna în Madura, este exact Krishna în Vrindavana. Și cuvântul Hareu reprezintă pe Shrimati Radharani, pe Radha. Și atunci întrebarea este, oare înseamnă că toți cei care sunt atrași de ISKCON, de Brahma, Madhava, Gaudiya, Sampradaya, noi în mod automat suntem devotați ai lui Radha și Krishna? Nu neapărat. Cineva dintre noi este un devotat al lui Lakshmi Narayana, cineva este al lui Lakshmi Narasimhadev, cineva al Sitarama. Dar ISKCON este ca râul Gange. Pe malul râului Gange cresc tot felul de copaci care dau diferite fructe. Unele fructe sunt acre, altele sunt dulci, lămâie, banane, mere, mai știu eu, rodii, tot felul de copaci, mango, cresc pe malul râului Gange. Toți acești copaci consumă apă din Gange. În mod similar, toți cei care ne-am alăturat acestei mișcări, acestei succesiuni disciplice, Brahma, Madhava, Gaudiya, Sampradaya, noi primim energie din această succesiune disciplică și noi toți încântăm aceeași mantră până la nivelul eliberării. Și la nivelul eliberării nouă ne va fi revelată care este exact forma noastră spirituală. Pentru cineva va rămâne Radha și Krishna, Domnul Chaitanya, pentru cei care vor realiza că ei de fapt au o relație cu Lakshmi Narayana sau cu Sitaram, atunci ei vor medita în timpul incantării mantrei, ei vor medita deslușit anume asupra la Sitarama. Pentru ei cuvântul Krishna îl va însemna pe Rama și cuvântul Hare va însemna, o va însemna pe Sita. Eu știu maestri spirituali în mișcarea noastră care ei când incantează Hare Krishna mantra, ei au în vedere Domnul Chaitanya și Domnul Nityananda. Eu știu maestri spirituali care, încântând Hare Krishna mantra, ei se adresează lui Krishna și Balarami, nu se adresează lui Radha și Krishna. Maestrul meu spiritual se adresează lui Radha și Krishna, fiind deci aia meditația lui. Cine voi fi eu, cine voi fi tu, Nina, cine voi fi fiecare dintre noi, după mai mulți ani de practică, de grație, cum spune Vyasa în comentariul său la ultima sutră pe care am studiat astăzi. Prin grația lui Ishvara noi vom realiza aceste lucruri. Dar acum trebuie să avem o idee măcar în ce direcție trebuie să mergem și trebuie să avem o abordare personală față de Ishta Devata, față de Ishvara, atunci când încântăm mantra. Pentru că altminteri, încantarea noastră este foarte vagă și ea nu este, nu neapărat că va da roade. Mulțumesc mult! Răzăvase, tu ai pornit camera, ai vreo întrebare? Bun. Numai fii conștient că avem prieteni care sunt începători, deci ei formulează într-un mod care vor înțelege și ei. Mersi mult. Hare Krishna tuturor. Revenind, da. Pur și simplu, ați afirmat anterior că dacă mantra nu e pronunțată, sau mai simplu spus, dacă în stilul acestor ucenici invidioși care împotriva acestui cioban complotau cu gurul său, în fața gurului. Da. Atunci ar fi întrebarea, care e motivul, știind că, de exemplu, eu nu fac parte din categoria acestui cioban care e foarte conștient și foarte sincer în rugămintea sa. Ani de zile, ce ar fi să mă motiveze sau cum să înțeleg corect? Are sens de prelungit dacă eu nu sincer știu că mantra mea încă nu lucrează, deitatea eu încă nu cunosc, dacă ați dat întrebări tuturor din grup, mai multor, ca la ce Krishna meditează, la care Krishna meditează. Adică înțelegi că n-ai cunoștință, n-ai capacități,
nu n-ai nimic în principiu pentru a pronunța mantra corect, adică cu sincer, să fiu sinceritate în mantra mea. Ce ar fi, cum să mă motivez sau să-mi explic mie, pentru că să continui mai departe, dar nu să lăs mâinile în jos, pentru că văd că nu e efect. Să nu mă fac asemenea acestor ucenici al lui Vyasanit, cum îi spune învățătorul, da? Vyasatirtha. Da, Vyasatirtha. Să nu mă asemenea lor, pur și simplu ajungând într-un timp că înțelegi că nu ai capacitățile pentru a deveni mai perfect. Cum trebuie să mă motivez sau ce ar trebui să mă... În afară de studiu cărților, clar lucru. Înțeleg că asta e foarte important, a afirmat de multe ori. Mersi mult. Și la Prabhupada Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada deseori spunea că 99% din succesul nostru în practica noastră spirituală depinde de calitatea asocierii pe care noi, într-un mod conștient, o alegem. Cea mai mare alegere pe care o face un sadaka este alegerea asocierii, cu cine el sau ea se asociază. Birds of a feather flock together. Deci păsările de aceeași pene, ele zboară împreună. Prin urmare, dacă vrei să încantezi mantra sincer, caută asociere cu devotații sinceri care încantează mantra într-un mod conștient, într-un mod sincer, într-un mod de dependență totală față de Ishvara, față de divinitate. Și evita asocierea cu practicanții care fac practica sa spirituală la un nivel mecanic. Și vreau să vă amintesc de acest exemplu, el spune că în orice instituție de învățământ, în orice facultate, în orice liceu, în fiecare clasă din aceste instituții, întotdeauna avem elevi care sunt eminenți și avem elevi corigenți. Corigenții întotdeauna se adună în grupuri, în bisericuțile lor, și eminenții se adună în bisericuțile lor. Alegerea noastră este după noi. Cu cine alegem noi să ne asociăm? Cu eminenții sau cu corigenții? Și Vedele ne descriu ambele tipuri de practicanți. Vedele ne scriu practicanții care au atins succesul în practica lor spirituală și practicanții care au rămas corigenți, n-au atins succesul în practica lor spirituală, în orice caz de la prima încercare, după prima încercare. Ei au atins mai târziu, după a doua, a treia încercare. Și mai ales Srimad Bhagavatam intenționat ne povestește narațiunea despre Bharata, regele Bharata, care s-a născut ca o căprioară. De ce? Pentru că el a rămas singur. El n-a avut asociere, n-a avut sprijinul altor devotați sadaka care ar fi spus la momentul potrivit că Bharata, îmi cer iertare, dar scuze, dar tu ar trebui să-ți faci datoriile tale prescrise și nu să te pupi cu căprioarea respectivă în loc de a-ți cânta Gayatri Mantra sau alte lucruri de acest gen. Fiecare dintre noi în viață avem câte o căprioară, nu știu, o căprioară, o psică, un cocoș, noi mai ne oferă tuturor ceva de care devenim agățați, de care devenim atașați. Și fără asocierea devotaților, sadhu, ce înseamnă cuvântul sadhu? Noi spunem, fără satsanga, nu putem să atingem perfecțiunea spirituală. Cine sunt acești sadhu? Radhana Swami dă un exemplu foarte frumos în această referință. Sadhu înseamnă, vine de la cuvântul sat, ceea ce înseamnă eternitate, dar sadhu mai înseamnă cel care taie. Deci sadhu înseamnă cel care taie. Deci el ia cuțitul, Bhaktisiddhanta dădea exemplu. Marian, astăzi este ziua apariției lui Bhaktisiddhanta. Da, da. Bhaktisiddhanta Sarasvati dădea exemplu. Sadhu ține acel cuțit al instrucțiunilor sale, al cuvintelor sale dure și el taie direct în ego-ul nostru pentru a ne proteja, pentru a ne apăra. Tu ești chirurg, deci tu știi bine. Deci dacă nu taie acel cancer, celulele se înmulțesc în corp, pacientul moare. În mod similar, deci un sadhu, el la timpul potrivit, el trebuie să taie acele
celule cancerogene din corpul respectiv ca să ne salveze. De aceea e foarte important asocierea, alegerea asocierii. Cel mai important alegere pe care o facem noi în practica noastră de sadhana este cu cine ne alegem să ne asociem, cu practicanții corigenți sau cu practicanții eminenți. Aici tot, bineînțeles, nu înseamnă că noi cumva dezvoltăm o atitudine de superioritate față de cei care sunt mai stângaci în practicile lor spirituale. Dar este datoria unui sadaka să se asocieze, să știe cum să pună întrebări, să știe care sunt întrebările și prin conduita sa să genereze o simpatie din partea sadușilor, practicanților spirituali eminenți, ca ei să-și dezvăluie sufletul lor și să-ți împărtășească experiența lor, să împărtășească realizările lor, ca să te sprijine și să te încurajeze în practica ta devoțională, în practica ta spirituală. Dar încă un lucru pe care vreau să-l spun este că, iată, această emoție pe care tu ai manifestat-o în întrebarea ta, emoția aia de disperare, emoția aia de înțelegere că prin propriile mele putere eu nu sunt competent să fac față în practica mea spirituală. Iată, emoția asta este cea mai sănătoasă, vrăjăvoasă. Atâta timp cât tu o să o ai, cât tu o să o menții, ea o să genereze toate binecuvântările lui Krishna, toate binecuvântările maestrului spiritual și al altor practicanți sinceri. Pentru că imediat în momentul în care apare ego-ul și apare impresia că eu deja sunt imun față de ofense, eu sunt deja imun față de energia materială, eu nu mai am nevoie de asociere cu devotații pentru că ei sunt, cum a spus, a tradus odată Gabriela, grobieni, deci ei sunt niște nătărăi, ei întotdeauna mă împung, întotdeauna îmi spun cuvinte urâte și bla bla bla. Deci în momentul în care noi gândim că noi deja suntem imuni față de energie iluzorie, aia deja căderea noastră în existența materială este asigurată, cu siguranță. Deci e două lucruri. Menține în continuare această stare de spirit că eu prin puterile mele nu voi face față. Doar prin puterile mele nu voi face față. Eu am nevoie de grație. Grația vine prin devotați. Kripa, Shakti, Murti. Vedele descriu pe devotați ca pe personificarea grației divine. Devotații, sadhu, ei sunt Kripa, Shakti, Murti. Ei sunt personificarea energiei al grației divine. Și atunci ei, sadhu, devotații, o să te învețe, o să te corecteze, o să te ajute, o să te tragă, o să te inspire, o să te împungă deseori, o să-ți dea niște șuturi când va fi necesar și în același timp, pe lângă aceste lucruri, o să te încurajeze și o să-ți arate care sunt lucrurile puternice din caracterul tău, din practica ta și care sunt lucrurile slabe asupra cărora tu trebuie să lucrezi. Dar încă un lucru care vreau să-ți spun, nu aștepta că sadhu vor bate la tine acasă la ușă. Vrăjevasii, hai că n-am fost de mult pe la tine, deci ce mai faci? Nu, este datoria ta de sadaka. Tu bați la ușa sadaka. Tu bați la ușa devotaților. Nu aștepta că devotații vor bate la ușa ta. Este datoria ta de practicant. Tu te duci la sadhu, nu ei vin la tine. Atâta timp cât o să faci acest lucru, totul va fi bine. Și toate cânticele devoționale pe care tu le știi, multe dintre Bajahu Remana și Krishna Chaitanya Jivedoya Kora, toate aceste cântece exprimă exact emoția pe care ai spus-o tu astăzi. Că eu, prin puterile mele, eu kabe habe bolo sei din amar. Mintea mea este absolut prostească, mintea mea vede doar deficiențe și doar defecte în alți practicanți. O, Krishna, o, maestre spirituală, te rog să-mi dai grația ta ca eu să pot să stăpânesc în sfârșit această minte, să pot să mă concentrez pe practica mea de sadhana. Nu cred că ți-am spus ceva nou, ți-am spus lucruri pe care ți le spun de fiecare dată când vorbim. Nu cred că mi-ai pus o întrebare nouă. Noi cu tine discutăm această întrebare timp de ultimii 20 de ani, dar o să facem acest lucru în continuare, vreau să.
Da, multă baftă. Mersi mult. Bine, dragi prieteni, este fără un minut nouă. Cred că e târziu deja, de-aia o să închei aici. Vă mulțumesc mult pentru atenție cu mine. It's all yours. Așa, scuze, nu voia să mai se comute imaginea, nu știu ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. A fost o lecție minunată, ca de obicei, perfectă pentru o seară de miercuri. Și am început prin a studia shaucha, sau curățenia la nivelul exterior, sau fizic. Aceste concepte noi le-am mai studiat, dar e mereu frumos să putem aprofunda lucrurile și să vedem mai mult despre aceste lucruri. M-a impresionat foarte mult, spre exemplu, povestea tânărului cu fata respectivă, care efectiv i-a oferit frumusețea sa, dar nu în felul în care se aștepta el. Și foarte similar, că în viața materială adesea așa se întâmplă. Ne dorim un lucru și atunci când îl primim, realizăm că nu e tocmai ceea ce ne doream. Sau tot timpul persoana divină face în așa fel încât să o primești și să înveți și o lecție din chestia respectivă, să realizezi că de fapt nu ți-o dorai cu adevărat. Și apoi am văzut diversele nivele de fericire, această scară care mie mereu îmi place foarte mult, minții mele, ego-ul meu îi place foarte mult, îl gâdila așa când aud care e răsplata în termen de plăcere. Până la urmă aici am trăit și de asta cumva e inspirant pentru mine încă, ce pot să zic. Și apoi am văzut în celelalte sutre foarte frumos, din nou, practica spirituală, cum trece de la curățenie, la purificare și ușor, ușor, scopul transcendental este faimoasa afirmație pe care am tot auzit-o de-a lungul acestui curs, Samadhi Siddhi Ishvara Pranidhana, adică perfecțiunea scopului spiritual în această practică spirituală este predarea față de divinitate. Noi vă mulțumim foarte mult, a fost foarte frumos și vă așteptăm data viitoare, miercuri la ora 19, la aceeași oră pentru a continua și duminică la sala polivalentă, unde avem sesiunea noastră de satsanga. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez și noi. Thank you.